Aproape în fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, cum sunt numite ele în general, sau în perioada sărbătorii Crăciunului, se deschide acest subiect, această dilemă se pune din nou pe masă. Oare ar trebui să ținem această sărbătoare a Crăciunului sau nu? Dacă da, ce elemente putem prelua din tradiția popular, civică, socială, seculară și ce anume nu putem prelua. Dintre argumentele folosite sunt și unele ca cele aduse în discuție de Iosif Țom pe pagina de Facebook a dumnealui. În data de 26 decembrie avem un articol scris în sprijinul sărbătorilor creștine. Articolul este intitulat În apărarea sărbătorilor creștine. Și este o apărare, în mod special, a sărbătorii Crăciunului. Acum, eu nu vreau să tranșez acum definitiv perspectiva mea cu privire la această sărbătoare și dacă ar trebui sau nu ar trebui să o ținem, ci să analizez tipul de argumente care sunt folosite de obicei în sprijinul acestor sărbători, în sprijinul ținerii acestor sărbători, da? în special a Crăciunului. Vă citesc primul argument menționat de dumnealui. El zice în felul următor. Când au apărut în România cultele evanghelice, au fost mari discuții pe această temă, mai ales fiindcă credincioșii din Anglia nu sărbătoresc în adunare, în nașterea Domnului. Ei sărbătoresc doar în familie. Și spune că frații din România, știind câtă încărcătură emoțională are colindu-și cele date de Crăciun, au avut înțelepciunea să zică dacă scoatem toate aceste obiceiuri, ne lăsim copiii de ceva puternic în viața lor și cu siguranță dăm ortodoxilor motiv în plus să ne vorbească de rău. Deci primul argument, spune fratele pe care l-au folosit, pe care s-au sprijinit frații pentru adoptarea acestei sărbători, este un argument emoțional. Știind câtă încărcătură emoțională are colindu-și cele, datini, cele alte datini de Crăciun. Deci dintr-un uh, motiv emoțional, ei au hotărât să țină sărbătoarea Crăciunului cu Biserica. Acum, nu știu în Sfânta Scriptură în ce loc Dumnezeu, din cauza faptului că există o încărcătură emoțională legată de o datină, Dumnezeu a permis sau a prescris oamenilor să preia acea sărbătoare și să o încorporeze în sistemul lor religios. Eu nu mi-aduc aminte de niciun asemenea eveniment, ba chiar sunt sigur că Dumnezeu este împotriva stabilirii unor sărbători care nu sunt prescrise de cuvântul lui, doar pentru că ele au încărcătură emoțională. La propriul asemenea argument, pur și simplu nu stă în fața unei, unei perspective teologice, logice, biblice asupra vieții și mai ales asupra vieții bisericii. Nu poți hotărâ viața bisericii după datele altora și încărcătura emoțională pe care le au acestea. În al doilea rând, al doilea argument folosit nu este doar unul emoțional, ci unul pragmatic. Spune dumnealui că, frații au zis, dacă scoatem toate aceste obiceiuri, ne lipsim copiii de ceva puternic în viața lor. Ne lipsim copiii de ceva puternic în viața lor și este așa puternic în tradițiile de Crăciun. Ce poate să aducă tradiția de Crăciun preluată de la. Știu eu de la cine, la ortodoxi, de la, din tradiția bisericii, ce e așa puternic adus în viața copiilor noștri, ce copiii noștri nu primesc pe căile biblice, prin metodele pe care Dumnezeu ne le-a lăsat prescrise în Sfânta Scriptură, foarte clar, ca noi să ne creștem copiii, să ne îngrijim copiii din toate punctele de vedere. Ce aduc sărbătorile astea am pus? Răspunsul meu este că nu aduc nimica. Este un argument pragmatic, nebiblic, un argument care vrea să sprijine această sărbătoare, dar este o proptea care se imediat și te rezem pe ea. Zice apoi, al doilea argument pragmatic și cu siguranță dăm ortodoxilor un motiv în plus să ne vorbească de rău. Domnilor, ortodoxii ne vorbesc de rău din cu totul alte motive, nu că nu ținem Crăciunul. Da, poate fi un motiv. Acum, ortodoxii poate ne vorbesc de rău că nu o onorăm în felul în care ei onorează pe Maica Domnului, că nu onorăm pe Sfinți în felul în care ei o fac, că nu mergem la slujbele lor, că nu avem icoane și așa mai departe. Ce o să facem? O să adoptăm toate lucrurile astea ca să nu le dăm ortodoxilor un motiv în plus să ne vorbească de rău? Puh, ortodoxii vor avea totdeauna motive să ne vorbească de rău. Sunt aspecte ireconciliabile între noi și ei, iar adoptarea sărbătorii Crăciunului nu va rezolva absolut nimic. Deci absolut nimic. Este un argument pragmatic, din nou, care nu rezolvă în realitate nimic. Nu rezolvă nimic. Apoi, frații folosește un al treilea tip de argumente, luând niște exemple din Sfânta Scriptură. Folosește întâi Israelul, ca exemplu, arătând cum Dumnezeu le-a dat sărbători și apoi folosește uh, exemplu bisericii, de exemplu ziua Domnului, cina Domnului care au fost prescrise în Sfânta Scriptură. Acum, este uh, un argument uh, fals construit de Dumnealui aici. El spune așa, pentru că Dumnezeu a prescris sărbători în poporul Israel și pentru că apoi apostole sau Domnul Iisus au prescris anumite rânduiele în biserică, înseamnă că și noi putem prescrie pentru biserică niște sărbători. E absurd. Dumnezeu are autoritatea de a prescrie sărbători poporului lui. Dumnezeu este Dumnezeu. El este Dumnezeu poporului Israel. El este... Capul bisericii, Hristos, el are dreptul, el este de fapt singurul care are autoritatea să prescrie sărbători sau el bisericii sau poporului lui. Eu nu pot să spun, fiindcă Hristos, care este capul bisericii, are dreptul să uh, rânduiască lucrurile în biserică cum vrea el, înseamnă că și eu, care nu sunt capul bisericii și nu am nici măcar o funcție asemănătoare cu al lui Hristos în biserică, pot și eu, ca și el, să prescriu sărbători sau el. La propriu, este... Nebiblic și este. Argumentul ăsta făcut într-un spirit împotriva lui Hristos. Eu nu pot să-mi arog o autoritate și o funcție și un drept pe care îl are doar Domnul Isus Hristos sau pe care l-a avut doar Dumnezeu în poporul Israel. Faptul că Dumnezeu a putut să facă ceva în poporul Israel nu mi arată că și eu pot să fac lucrul ăsta. Din potrive, văd în istoria poporului Israel că atunci când oamenii au venit cu inovații, cu imaginații, cu improvizații în închinare, Dumnezeu pe unii dintre ei i-a trezit pe loc. Dumnezeu n-a permis abateri de la rândul ele stabilite de el. Dumnezeu nu a permis improvizații, Dumnezeu nu a permis ca imaginația noastră să modifice prescrierile lui Clare cu privire la modul în care trebuie să ne închinăm, la momentele în care trebuie să închinăm și așa mai departe. Așadar, nu poți să folosești argumentul ăsta pentru a justifica faptul că noi putem inventa sărbători și rânduieli în biserică. Apoi al patrulea argument este acesta. Zice, mai târziu s-a fixat o duminică specială ca să fie sărbătorită ca ziua învierii sau Paștele Creștin, precedat de săptămâna patimilor sau săptămâna al mare, iar la șapte săptămâni mi-a târziu să sărbătorească evenimentul coborului Duhului Sfânt. Faptul că cineva în istoria bisericii a, și-a luat dreptul de a inventa sărbători creștine, da? Nu înseamnă și nu este un argument că noi ar trebui să le ținem. Deci dacă eu aș inventa o sărbătoare în creștinism, aș spune, domne, uite, a fost un eveniment special când Domnul Iisus Hristos l-a înviat pe Lazar. Hai să avem sărbătoarea învierii lui Lazar. Și dacă într-o anumită zonă oamenii ar începe să țină sărbătoarea în lui Lazar, nu înseamnă că lucrul ăsta e bun. Și pentru că noi am făcut lucrul ăsta o perioadă lungă de timp, automat înseamnă că lucrul ăsta este bun. Nu, înseamnă că am făcut un lucru după capul nostru, că s-a stabilit o tradiție și atâta tot. Tradiția respectivă nu justifică faptul că, deodată ce există atâtea sărbători inventate de oameni, nu înseamnă că mai putem face și următoarea sărbătoare, sărbătoarea Crăciunului. Nici vorbă de așa ceva. Apoi, un alt argument folosit aici este prezentat în felul următor. Era normal ca, după toate acestea, creștinii să se decidă să facă o sărbătoare și din nașterea Domnului. Era normal? Era normal din ce? punct de vedere. Ca așa e tradiția, din, din uh, pricini emoționale, din motive pragmatice, asta nu cred că este normalitatea uh, după Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi spune cu privire la felul în care ar trebui sărbătorită această sărbătoare a Crăciunului în felul următor. Esențiale sunt două probleme. Prima este cea a conducerii fiecărei biserici în parte. Cât de bine organizează și conduce programul de sărbători. În ce măsură acest program îl onorează pe Dumnezeu și în ce măsură acest program zidește, sufletește biserica? Nu asta e esențial. Esențial este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Esențial este să facem doar ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Esențial este să înțelegem că nu suntem în dreptul, în poziția lui Dumnezeu, nu avem dreptul pe care îl are Dumnezeu, autoritatea pe care îl are Dumnezeu, asta este esențial esențial este să ne vedem locul și esențial este să înțelegem că îi aducem slavă lui Dumnezeu și zidim sufletește biserica doar când facem lucrurile cum vrea Dumnezeu, nu când uh, uh, organizăm bine programe de sărbători Da, chiar dacă o iei practic când te uiți la cele mai multe programe de sărbători poate eu am avut nenorocul ăsta să particip la uh, atâtea programe de sărbători în care ce am văzut a fost un ghiveci. Un ghiveci de soluri, de idei, de cântări semi-eretice amestecate acolo, puse, că așa se face, așa e tradiția. Apoi, zice, a doua problemă este organizarea sărbătorii acestia, acestui eveniment în familie. Zice, Trebuie să avem grijă cum vom atrema pe copii și pe ceilalți membri a familiei sau prieteni care vor participa cu ei la sărbătoare. Cum vor face ca niciunul să nu se simte neglijat, ci iubit și onorat. Soțul și soția să se roage împreună pentru acea sărbătoare. Și atunci Dumnezeu va fi slăbit la sărbătoare și toți participanții se vor bucura și vor trăi în profunzime evenimentul sărbătorit. Eu nu trebuie să mi-antrenez copiii la nicio sărbătoare. Uh, sunt două lucruri pe care Dumnezeu le cere uh, familiei creștine, și anume ca ei în fiecare zi să fie antrenați în închinare, în rugăciune, în citirea cuvântului, în lăudarea lui Dumnezeu prin cântare. Uh, Dumnezeu nu ne cere nicăieri să-i antrenăm pe copii la sărbătorile astea speciale. dacă îi antrenăm în fiecare zi, dacă-i antrenăm în slujbele speciale... Uh, ale adunării care sunt în fiecare săptămână, da? de obicei o zi în timpul săptămânii și apoi ziua Domnului, dimineața și seara, dacă facem lucrul ăsta, ne-am împlinit datoria. Nu este treaba noastră să inventăm sărbători speciale ca să-i antrenăm pe copii să nu se simte ei neglijați. Nu, nu, eu nu trebuie să-i neglijez în fiecare zi, în fiecare zi trebuie să mă ocup de ei, în fiecare zi trebuie să-i educ, în fiecare zi trebuie să am grijă de ei, în fiecare zi trebuie să-i îngrijesc emoțional, trebuie să-i îngrijesc din toate punctele de vedere, trebuie să-i îngrijesc spiritual. Nu trebuie să fac lucrul ăsta într-o sărbătoare, nu trebuie să am un timp special de rugăciune ca să văd cum o să organizez sărbătoarea asta. Nu, astea sunt lucruri omenești care nu ajută la nimic. Și apoi încherea articolul este absolut aiuritoare pentru mine. Deci mi se pare absurditatea absurdităților lucruri pe care nu înțeleg cum un creștin poate să le rostească. Ia uziți! Noi românii avem un salut foarte frumos. Sărbători fericite! Să ținem minte! Fericirea nu ne-o dă nimeni nici măcar Dumnezeu. De sărbători fericirea trebuie să ne-o facem noi. Esența păgânismului a ateismului, a materialismului, a pelagianismului, a ereziei. Fericirea nu ne-o dă nimeni, fericirea ne-o facem noi. Să ținem minte, de sărbători fericirea trebuie să ne-o facem noi. Să ținem minte, fericirea nu ne-o dă nimeni, nici măcar Dumnezeu. La propriu, nu știu cum ai putea să rostești asemenea lucruri și să nu te gândești că te bate Dumnezeu. Biblia spune că fericirea ne-o găsim numai în Dumnezeu și că fericirea noastră trebuie să fie numai în Dumnezeu. Asta este esența idolatriei. Oameni buni, asta este esența păgânismului. Să crezi că tu îți poți face fericirea. Să crezi că tu -ți o poți procura. Să crezi că tu poți lucra la propria fericire. Asta este esența păgânismului. Fericirea ne-o găsim numai în Dumnezeu. Numai Dumnezeu dă fericirea. Numai Dumnezeu dă fericirea. Acum, eu dintr-un punct de vedere mă bucur că a fost rostită aberația asta. Pentru ca oamenii să înțeleagă cu cine au de-a face. Când te scap și spui asemenea lucruri și le a, și argumentezi, este un paragraf întreg în care se argumentează lucrul ăsta, nu faci decât să arăți că tu chiar crezi lucruri respectiv. Și eu repet încă o dată, asta este esența păgânismului, idolatriei, a pelagianismului, este erezie. Să spui că Dumnezeu nu poate să-ți dea fericire. Dumnezeu nu poate să-ți dea fericirea, nici măcar Dumnezeu. Tu ți-o faci cu mâinile tale. Tu ești la cârma fericirii tale. Asta este o erezie. Propunerea mea este să ascultați bine, în general, argumentele pe care le auziți în sprijinul unor sărbători, a unor rânduieli adoptate de biserică. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi în ultima instanță este să ascultăm de cuvântul lui, să-i fim credincioși și atunci lucrurile să știți că se simplifică. Atunci nu mai trebuie să discutăm, dacă sărbătoarea are origini păgâne, dacă e bine să-ți faci braț sau nu e bine să faci braț și așa mai departe, noi trebuie să înțelegem că în viața bisericii și în viața noastră trebuie să facem doar lucrurile cele pe care ni le prescrie clar Dumnezeu în Cuvântul lui. Tot ce trece dincolo este Spiritul Anticrist. Spiritul Anticrist care încearcă să transforme biserica și să o facă să arate ca lumea. Spiritul Anticrist care încearcă să ia locul de cap a Domnului Isus Hristos în biserica lui. Încearcă să se pună în locul lui Dumnezeu, să pe sine drept Dumnezeu. Încearcă să-și introducă ideile lui, filozofiile lui, practicile lui, principiile lui, chiar și în lumea religioasă. Să ne ferim de lucrul acesta cu toată puterea.